Oho, salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod. Băi, de ce ești așa de fericit? Nu știu, v-am zis, mie îmi place să fiu fericit. Și hai vă să clarificăm. Băi, znic, e schemer, bă, frate. Băi, znic, să i schemer, să moară, Jana. Hai să chemăm pe toți aia de peste 100 de mii să-i facă hate lui Snick, ca să se lase, nu? Hai, bă, dați, dați și era acolo să vină aia de 100 de mii să facă videoclipuri că znic e șmecher. Să, după aia să-mi zică lumea că-s de hai, 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 hai. Da, bine, cum să nu... Bine, am găsit un videoclip, mă rog, mi l-au dat mai mulți, care face fururi pe internet, deci nu pot să creare 200 de vizualizări. Ok, bine, și ce se întâmplă? Băi, frate, am stat la să mă uit, dar n-am mai rezistat, știi? M-am uitat până aici și am dat cu spidor 2, pentru că omul era, fai doamne. Bun, fraților, Nicky Schemer, hai să începem. Am ascultat puțin perspectiva lui și după am zis, bă, hai să spun pe adevărată, că mie și așa nu place să min, dacă mie mă mint pe mine, hai să zic pe adevărat. Bă, copilul ăsta, că n-am cum să-i zic, îmi pare rău că am făcut, uh, că am avut de-a face cu așa ceva, nu o să mai fac în viața mea. ce au făcut? mi au dat frumos uh, 5 euro pentru un cont, l-am dat, nu știu, leacă ce s-a jucat, uite leacă, îți arăt, nu știu cum îți prostuți mai așa, mi-am dat seama, mă rog, și deodată, uh, ce îmi zice, el se joacă leacă și după, nu mai merge omul, ești un căcat de om, ești, ești un schemer, ești un căcat, cu aia ești un schemer. Bine, nu știu cum ce am mai zis eu pe aici, că bă stai așa frate, ăsta a început să, să, o făcut și videoclip, o făcut, deci chestia asta mișcătoare, o făcut un videoclip în care pur și simplu Magic Nida într-un hal de la de copil, de copil care pur și simplu părinții lui nu știu că stă la că stă la calculator și vorbește pe ascuns urât. A, fix asta o făcut, o făcut nu știu cum, orfan, copil, schemăr căcat, nu știu cum o făcut. Bă frate am văzut videoclipul și am zis bă... Um, Uite la cum mi-a dat și e așa, dacă nu cumva mai e pe YouTube. Nu, no, l-a pus pe privat. O a avut noroc. Deci cum, ce-a putut să fie la gura lui? Și i-am zis că, bă, ia vezi la un început că ți-ai bătut așa, vreau să vorbești frumos că nu mai merge. Bun, frate. La un moment dat i-am zis, bă, cu o zi înainte sau cu două zic, bă, îmi vin conturile ori mâine, ori poi mâine. Da? Eu nu am de gând să mi Nu am zis, am zis, vi la arăt și pe la dacă vreți. Omul pur și simplu a zis că îmi dă conturile, pur și simplu a zis, bă, frate, nu mai am de unde, până -mi vin și mie nu știu cum, nu știu ce, că eu trebuia să-i dau bani lui ca să pot să le vând. Vă dați seama. Ei bine, omul să mi zis, bă, frate, chiar nu mai pot. Și ce am zis? Unde am zis, bă, frate, îți fac o promovare. Da? La am dat, o zis... stai așa, aici își cere scuze, nu știu cum, că nu știu ce, au venit conturile, zic că nu, nu știu, mi mai șterg pe aici, nu știu ce, Uh, contul meu, luat, dam. așa aici, bă, bă, ce mă nervează, bă, oamenii ăștia cu bă, frate, imaginați-vă un copil cu vocea asta. Uita, Aha. La ori, mai zine. oh, uleu. Cu vocea asta care zice, dam cont, dam cont contul meu, bă, bă, cu aia iarăscam, dam cont odată, frate, rili really? contul. Și am zis. Și l-am dat, bă frate, deci nu îl văd pe copilul ăsta să vorbească cu mine halul ăsta. Bă, dăm contul, parcă ar face figură la el ca, ca la Mike să se bată din picior că vrea înghețată. Bă, cine morți mă, tu mă, să-mi zici tu asta, că dăm cont, vreau contul, nu știu ce, făm promovare. Și am zis, bă frate, eu, deci eu nu l-am înjurat, da? Eu nu l-am înjurat, copilul s a înjurat, de, deja de asta denotă că pur și simplu și-a cerut-o singur, da? deci își cere scuze, mă înjură, deci nici nu pot să vă zic ce era la gura lui Bă, în videoclipul trecut. Dacă e ce să-l pu, să pună, pe, 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 să pună, din nou pe public, nu o să-l pună, mă. Bine, eu nu vă zic acum să-i faceți ei sau porcă, că nu mă interesează. pentru mine hate-ul e, e degeaba. Dacă vine unul și face eu, ei, fă, tata, hate, fă, tată, acolo ce mă interesează pe mine. Bă, frate, mă nu știu cum, deci eu pur și simplu, da? I-am zis, uh, bă, eu, de ce nu l-am jurat, da? I-am zis foarte frumos. Și unde vine, vine aici, unde chiar m-am enervat, așa, și la un moment dat, Uh, îi spun, îmi dă canal, îți fac promovare. Bine, frate, accept omul să-i fac promovare, nu știu ce. Și am zis că are setări proaste. Și am zis, bă, omule, pune mai multe videoclipuri dacă tot ai setări proaste. Editam, nu știu ce. Și am zis, dacă tot ai setări proaste, am zis, bă, pune mai multe. Așa m-am gândit eu, pune mai multe. Ca să nu-ți promovezi conținutul ăla. Că mi-a zis că își schimbă microfon și am zis, pune mai multe. Nu-i logic, mai pun un episod. Și deodată vine, eu am plecat la sală. Am plecat la antrenament de la ora 6, aici nu mai era. Mă pregăteam la 6, am plecat spre antrenament, m-am la 9 jumătate. Om ăsta după îmi zice că eu ies de pe Skype, că nu știu ce, și am să am stabilit deja. Mai ba nu, bine mă, facem promoare. să nu zici că este așa speciale. Și l un dat, fă acum, știi? Parcă îi vorbea cu paica că sa mamă, dă-mi acum în gheță. Păi, stai cine? Și am zis, bă, copile, ai grijă că cum vor, mă opiși pe bani. ai grijă la vocabular că nu-s mai acutai. Deci Și am zis, mă, nu mă interesează, frate, banii, dacă faci așa, se pare, se pare infect. Ui, dă bani, eu nu te cred în schimb, aici ce eram la sală de mână, n-aveam ce treabă, ce un băt, 12. Aici aș face link și mi dăm. Și la un moment dat te zic, acum te-ai gândit să mă bagi în seamă, nici n-aveam o treabă. Când am zis că promovare sau asta e că aici abia m-am de la sală și se, se și vede nici nu mint. Dacă vreți vă fac și vlog în timp ce merg la sală, oricum am zis că nu mint. Oricum, aici el explică cum eu că nu că nu-l bag în seamă. Aici eram plecat la sală, nici nu știu, naratora, naratora. Și îmi bagă el mie vrăjel de alea, bă, acum gând, cât de prost poți să fi tot poți să te gândești. Dacă eu l-am, i-am dat bani tipului ăla să-mi dea conturi. Și el a zis, bă, frate, uite, nu pot acum, nu mai am acum, o să-ți dau, dar nu mai am acum. Din moment ce eu i-am dat banul ăla și tu mi-ai dat băi, am ieșit vreo unul în câștig, din moment ce am pierdut. Am zis, bă, să fac o promovare, frate, ce naiba, nu-ți convine nici așa? Îmi zice, bă, făm sau fă -mi acum sau nu știu cum, nu știu ce, v-am zis, până nu pot să mă iei mai departe, că nu mai rezist. Că atâtea chestii de alea cu miștogării sau mi miștogări, Bă, frate, să facă videoclipul ăsta 400 de miliarde de vizualizări să vină tot românul, bă, zi, la ușa mea să-mi bată să mă facă schemări, că nu mă interesează. Nu mă interesează. De moment ce tu vorbești așa și mă înjuri. Oricum, am mai fost și pe Facebook, pe grupul ăla, vreau să mă promovez, o mai zis și acolo. Uh, și nu știu cum, bă, mă frate, și am zis, bă, frate, deci din moment ce tu îmi zici acum, dacă omul ăla nu -a mai a avut cum să-mi dea conturi, eu ce să-ți fac, mă, ți-am zis să-ți fac o promovare, nu mi-a venit o zi, nu mi-a venit a doua, am înțeles cât de idiot poți să fii să nu gândești așa. E bine, pur și simplu aici am zis direct că mă piși pe banii lui și că nu mă interesează, că nu vorbește cu maică sau cum vorbește cu mine, că... și am zis am stabilit, am, știi? și Am zis, ah. nu, îmi faci promovare. Așa. Să nu zici ia, că ia, ia. așa, adică să-i cer banii. Ia, ia, ia. Dacă am zis că-mi face promovare. ia. Și am zis, fomea. cum? Așa, ia. Copiile. Ia, Copile cu intonație, te vorbește. Mă piși pe banii tăi. Așa. Că ai grijă la, vo la, vocabular. Așa. Bine că te mai... Mai cât că... a... Aha. El se pe banii mei și că -a... Aole, doamne, nici nu mai rezist, bă, să-mi cât de toamne în ce lume trăim, frate, să mor eu, că dacă nu... Aole, om. Ah, da, bă, asta e comunitatea din România. De, de, bă, cum să vină cineva la tine? De deci ce eu băiatului ăsta, nu-i dau ăstuia, pardon, nu-i dau mai mult de, de 12 ani, nu-i dau mai mult. La cum scrie și la cum citește și la cum vorbește, nu-i dau mai mult de 12 ani. Deci după ce am stabilit, că fac, eu o să-i fac promovare, am zis, să-i fac o promovare și am zis pur și simplu, dacă nu-i convine nici asta, nici nu mă mai interesează. Um, oricum, tipul ăsta mi-a lăsat o greață, da? Pur și simplu, vedeți. Oricum o să iau canalul, să-l pun acum la box, să-l fac, o fac acum în episod, ca să, ca să pot să-i fac și promovarea. Tocmai de-aia am lăsat ăsta aici, că vreau să-i dau bloc Și să se trezească cu promovarea făcută Ca să nu zică că îs țăran Eu nu vă las Nici nu vă las să dați dislike, că nu merită V-am zis o porcărie totală uh, Oricum, tipul ăsta, opa Vreau să, unde e ăsta, Să-i dau bloc, unde ești, băiatule? Uh, Nu-l vă pe aici Bine, hai să-l, uh, ok, hai să-i dau bloc Oricum am stabilit um, o să-i fac promovare, am zis că mi-a lăsat un gust foarte mare în gură. Dreptate ai, dreptate, da, ea chiar nu a fost să vibă, să mă înjure așa, să faci videoclip. Bă, ce-o să zic în videoclip? Cum era mă, dacă făceam și eu? Cum era dacă pur și simplu chiar îți luam banii și după te înjuram de numai ce cu tine? Păi, ai frumos așa, mă, când știi că... -ți de două ori cât tine să-mi faci mie faze de-astea că vii tu, că fă -mi acum, snic, fă promovare, bă, dăm, bă, schemer, bă, căcatule, bă, infectele, nu știu cum. Bă, eu nici nu i-am vorbit urât, asta a fost chestia, asta e prima oară de creștere și de educație. Acest să știe, frate, oricum am stabilit, zic e un schemer, da bă, e un schemer, râs un schemer, asta e, sunt un schemer, sunt un fake, sunt un căcat, ei, ei, și nu mai știu ce erau videoclipuri, chiar îi făceam vizuri retardatori, am văzut în comentarii la el, chiar îi făceam vizuri retardatori, bă, am zis, cine nu vrea, bă, poate să plece și să, doamne, să-mi dea bloc la channel și să, să mă zglească așa channel un în să, să să-și pună, să poster cu cenă lumea pe perete și după să scui pe flagme pe el. Atât atât am pasă de mult, deci vă dați seama cât, cât, cât mă interesează pe mine de alții. Da, bă, cam cât am filmat, am filmat 9 minute. Mă rog, cam asta au fost, Nick este un schemer, pace, fraților, vă iubesc. Oricum tot o să-i fac promovarea tipului ăsta, nu mă interesează. Dacă omul ăla nu mi -a mai dat conturi, n-am ce să fac. Îmi pare rău, îmi pare rău că e un cretin și îmi pare rău că e și român. Pentru că, uite, așa ne ducem generația... Următoare de căcat, ne-o facem pe toată mai mare, v-am zis că să chemați toți youtuberi de peste 1000 de abonați 100 de mii, de de mii, de 300, de 400, de 500, de 600, mai chihai să-l chemați să-mi facă hate. V-am pupat bă, pace!